Salut, bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta și lucrez cu oamenii de 42 de ani. La Gânduri cu Tâlc, astăzi vreau să spun o poveste. Și nu este o poveste de adormit copiii, ci este o poveste cu tâlc, cum îmi place mie să zic, o poveste din care putem să învățăm foarte multe lucruri. Și povestea noastră se numește Copacul Fermecat. Trăia odată un dulgher care la sfârșitul fiecarei zile, oricât de grea fusese aceasta, mângâia ramurile unui copac din curte înainte să intre în casă. Numai așa îi se descrețea fruntea. Când intra în casă, pălăvrăgea vesel cu soția și copiii, de parcă n-ar fi avut nicio grijă pe lumea asta. Un băiat din vecin, care fusese martor la ciudatul obicei, îl întrebă într-o bună zi ce face în grădină de reușește să intre așa de vesel în casă. Acela e copacul cu necazuri, răspunse mulțumit dulgherul. De când mă știu, m-am lăsat frământat de tot felul de griji sau rost de nemulțumiri față de unul sau altul. Știi cum e? Cum ieșeam pe stradă, mă supăram pe unul care nu se uita pe unde umblă, sau pe vreun mușteriu mojic, sau care nu plătea la timp, ori mi se rupea vreo unealtă și eram mereu țâfnos. Și acum, întrebă curios băiatul, ei, și acum mă supăr ca tot omul, dar acum nu mai iau supărarea cu mine în casă. De ce să sufere copiii și soția mea? La sfârșitul zilei îmi agăț toate grijile și necazurile de ramurile copacului, iar dimineața le iau de acolo. Și știi ceva? Băiatul făcu ochii cât cepele. Dimineața nu le mai găsesc pe toate, iar cele care rămân parcă s-au făcut mai mici și mai mici și mai mici peste noapte. Dragii mei, învățătura este în felul acesta. Cu toții avem necazuri și ne încearcă toate cele peste zi. Tot felul, la serviciu, în societate, pe stradă, în familie. Dar, dragilor, numai de noi depinde dacă intrăm cu ele în casă, le luăm cu noi în somn, le păstrăm în suflet, ținem de ele sau, din contră, alegem. De ce nu? Haideți să ne imaginăm și noi să avem copacul nostru cu necazuri la intrarea în casă și să atârnăm acolo de crengile copacului toate necazurile și supărările de peste zi și să intrăm în casă zâmbitor cu brațele deschise și să ne bucurăm de viață și de familia noastră. Sper să vă fie de folos! Pa!